Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai născut pe 28 februarie, te distingi prin natura dinamică a liderului. În ciuda reveriei create de Neptun, ești printre cei care sunt chemați în situații de criză. Când apare o problemă, nu renunți, ci te confrunți, depunând multe eforturi pentru a corecta ceea ce se întâmplă și pentru a direcționa chestiunea la o concluzie reușită. Capacitatea de a te alătura altora îți oferă o înțelegere a ceea ce gândesc și simt oamenii și îți permite să înțelegi gusturile și tendințele actuale ale societății. Ai un mare interes pentru viață, care este transmis tuturor celor din jur. Fire energică poți reînvia orice companie. Cu toate acestea, din cauza energiei care dă peste margini, tu tin să alegi calea complet greșită. A te face să înțelegi acest lucru este aproape imposibil, deoarece ești complet absorbită de propriul tău entuziasm. Caracterul tău fierbinte poate fi încrezător, dinamic, întreprinzător sau dăunător, în funcție de circumstanțe. Este clar că ar fi mai bine să stai și să te gândești la lucruri să te înțelegi și să devii mai precaută și mai intenționată înainte de a lua orice măsuri concrete. Deoarece îți cheltui energia în cantități limitate și ești dependentă de idei noi, creezi iluzii despre viitorul tău, poți adopta o atitudine ireală despre lume. Semnul tău zodiacal aparține constelației peștilor. Peștii sunt direct legați de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități flexibilitate, dezinteres, romantism, ajutor, compasiune, reverie, delicatețe, planeta ta guvernatoare este Neptun, de la Neptun primești darul providenței, iertarea. Această planetă este patronul principal al creatorilor, planeta ta în exil este Mercur, lui Mercur îi poți mulțumi pentru lipsa raționalității, precum și de lipsa pragmatismului sănătos. În ciuda caracterului moale și pasiv, ești un conducător natural. Semnul zodiacal lasă o amprentă asupra personajului tău, îți dă reverie și o anumită izolare față de lumea reală, dar nu ți ascunzi niciodată capul în nisip în fața unor probleme sau în situații dificile. Tu te lupți activ cu dificultăți, încercând să depășești negativul și să nu renunți. Ai darul empatiei? adică simți emoțiile și dispoziția altora ca și cum ar fi ale tale. Din aceasta vine înțelegerea profundă, simțirea altora. Poate că principala ta problemă este că îți place să-i faci pe alții să se îngrijească de sine și chiar să înceapă să se angajeze în orice activități vădite dubioase, doar pentru a atrage atenția. Pentru tine, pericolul evenimentelor în care ei parte te ajută să simți că ești plină de viață. Cu toate acestea, tu ar trebui să fii discriminatorie în alegerea activităților tale, să nu te angajezi în vreun fel de chestiuni legate de riscuri și, în sfârșit, să alegi o lucrare cu adevărat utilă și benefică pentru cei din jurul tău, care ar putea fi dedicat întregii tale vieți, deoarece poți alege un mod de viață furtunos, fără compromisuri, spre deosebire de ceilalți oameni normali. Este puțin probabil să ai o experiență de viață cu adevărat valoroasă, cu toate acestea, este posibil să nu-ți imaginezi nici măcar altfel. Pe de altă parte, entuziasmul neobișnuit poate duce la neglijență, care va deveni un obstacol în dezvoltarea ta ulterioară. Trebuie să-ți spărește interesul pentru viață în măsura în care este înțeles, având în vedere atât punctele de vedere pozitive, cât și cele negative. Tu poți încerca să-ți dezvolți propria filozofie și să-ți extinzi lumea spirituală. Întrebarea este, când experiența pe care ai câștigat-o se va transforma în înțelepciune? Este posibil ca această evoluție să se întâmple destul de târziu, dar nu este o regulă. Într-adevăr, ar trebui să nu mai vezi viața ca un eveniment trecător și să te gândești serios la tine însă ți nu ești similară cu alți nativi din pește având astfel de calități, o astfel de doamnă este bună, senzuală și adaptabilă, fină și delicată, atrage bărbații cu vulnerabilitatea și lipsată de apărare. Feminitatea și slăbiciunea ta reprezintă principala ta grevă, creând o atmosferă de mister în jurul tău. Dispoziția ta nu este ușor de realizat și acesta este motivul pentru care uneori această dispoziție face să nu controleze emoțiile. Cele mai puternice caracteristicele tale sunt feminitatea și abilitatea de a dispune în mod corespunzător de caracteristicile semnului, respectiv fragilitatea și moliciunea. Cum afectează data de 28 februarie soartata? Ești o persoană veselă? Infectând de toată lumea cu un optimism sănătos, în orice societate, tu te simți ca un pește în apă, aducând cu tine un sentiment de bucurie de a fi. Energia care fierbe în tine este capabilă să te facă să te grăbești în fântână cu capul, fără ezitări nejustificate. A face ca tu să recunoști propriile greșeli este o cauză fără speranță. Deoarece optimismul indestructibil care vine de la tine privează argumentele interlocutorilor tăi de persoasivitate, ești întotdeauna în acțiune și te ocupi de mai multe lucruri deodată, ești înconjurată de un zid de încredere în sine, care nu poate fi fisurat cu nicio critică sau condamnare. Ar fi frumos să te oprești pentru o secundă și să te gândești unde te îndrepți și ce scopuri ai în această viață. Cu toate acestea, îți rupi degetele în zadar, încercând să te realizezi în mai multe direcții deodată. Ai prea multe întrebări despre soarta ta și, dacă nu sunt justificate, dezamăgirea nu poate fi evitată. Tu iubești atenție celorlalți față de persoana ta și, pentru a-i provoca, poți recurge la activități dubioase, făcându-i pe toți să se îngrijoreze de ei înșiși. În plus, pericolul introduce o urgență specială în viața ta crescând de nivelul de adrenalină și distrugând plictiseala în mugur, cu toate acestea, ar trebui să te stabilizezi și să-ți realizezi misiunea în viață, alegând profesia care îți satisface aspirațiile și corespunde spiritului tău puternic. Ești predispusă să te angajezi în activități aleatorii, haotice, care nu vor spori cantitatea de cunoștințe pe care o primești și nu vor contribui la acumularea experienței de viață. Cu toate acestea, tu pur și simplu nu cunoști un stil de viață diferit, iar pentru tine să conduci o existență obișnuită, stabilă, este echivalentă cu moartea. În plus, nu ai destul asiduitate și concentrare pentru a avansa în chestiuni mai serioase. Ar trebui să arăți mai mult interesul lumii din jurul tău și să încerci să înțelegi valorile pe care le deține, fiind familiarizată cu calitățile tale pozitive și negative. Tu vei putea să alegi direcția corectă și să crești nivelul percepției tale spirituale. Este posibil să-ți poți realiza misiunea în viață, dar îți percepți viața ca o schiță, care poate fi întotdeauna rescrisă complet, corectându-ți greșelile. Dragoste și compatibilitate, multe eforturi și un spirit independent împiedica adesa relațiile intime. Într-o uniune intimă, ești grijulie, romantică, dar vulnerabilă din punct de vedere emoțional. Cu toate acestea, ai nevoie de dragoste, pentru că fără la te simți doar pe jumătate vie. Perspective bune pentru crearea unui respect reciproc într-o familie ai curac, scorpion și taur. Acești bărbați sunt cei mai compatibili cu tine, au aceleași opinii cu privire la viața de familie, priorități similare ale vieții o căsătorie poate avea succes în alianță cu Fecioara, Balanța și Capricornul, unde șansele sunt de 50 pe 50. În această uniune, imediat, trebuie să se distribuie responsabilitățile și obligațiile, să se accepte libertatea reciprocă. O căsătorie cu perspective proaste este văzută cu celelalte semne precum berbecul, gemenii și leul. De exemplu, în aceste combinații de cupluri există foarte puține perspective pentru o căsnicie fericită, este puțin probabil să vă înțelegeți reciproc, deși totul este posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Ești plină de energie, ești activă și întreprinzătoare, ești fericită să ai multe lucruri și proiecte, să faci totul deodată. Uneori chiar se enervez pe alții cu activitatea ta și energia nemărginită. Tu iubești viața și ești interesată de tot ce este în jur. În orice echipă, ești pur și simplu de neînlocuit, tu ești centrul energetic al echipei, adesea și un strateg. Dar o astfel de energie, în plus față de avantaje, este legată și de unele minusuri. Deci, rare ori stai și gândești mult timp o problemă? Prefer să te angajezi imediat în acțiuni active, pentru a trimite energia înfricoșătoare în interior. Nu ești deloc prudentă. Îți poți schimba adesea hobby-urile, astfel încât viitorul tău este, de obicei, ceață. Astăzi ești dependentă de una și mâine de alta, a treia zi după mâine și în fiecare zi ai un nou plan pentru viața ta într-un an sau o, doi sau cinci. Prin urmare, ești deseori dezamăgită în ceea ce faci. În mod deosebit, te poți exprima în știință, activități teatrale, sfera legislativă, sănătate și boli. Tu nu prezinți prea mult interes față de starea corpului tău. Această abordare este desigur greșită, deoarece în cele din urmă poate duce la un număr mare de boli cronice. Sistemele limfatic și cardiovascular sunt deosebit de vulnerabile examinările medicale regulate și discuțiile despre sănătate sunt extrem de utile pentru tine. În cele din urmă, cel puțin astfel de conversații îți vor îndrepta atenția asupra lumii fizice muritoare și a cochiliei tale fizice. La vârstă înaintată, ai o șansă foarte mare de apariția venelor valicoase. În ceea ce privește efortul fizic, tu ești încurajată să combini yoga și notul. Prin natura te ești un bucătar minunat, de asemenea, îți place să mănânci, dieta specială la care ar trebui să aderi, metabolismul și instinctul natural te vor ajuta să eviți problemele din acest domeniu. Destinul și norocul, ursitoarele ți-au dăruzit să fii voluntară, încrezătoare în sine și independentă. Viața ta va depinde în mare măsură de ce familie te-ai născut, cum ai trecut prima jumătate a vieții. Pentru o lungă perioadă de timp, nu vei putea decide cu privire la alegerea clasei sociale. În general, este necesar să te realizezi pe tine însăți, fără a te baza pe sprijinul cuiva. Viața de familie nu va fi în întregime reușită. Dar, după ce vei fi trecut prin trădarea prietenilor, ostilitatea bolnavilor, dezacordurile cu oamenii apropiați, te vei putea liniști și vei putea crea condiții favorabile pentru tine însăți, în care te vei simți confortabil și bună. Sfaturi pentru tine. Adesea îi faci pe cei dragi și pe prietenii tăi să se îngrijoreze cu seriozitate. În același timp, se întâmplă să o faci în mod conștient pentru a atrage atenția asupra ta. Te poți angaja în activități dubioase, aventuroase, aproape că încalcă legea. Dar pericolul îți permite să simți mai mult plăcerea vieții. Cu toate acestea, ar trebui să adopți o abordare mai responsabilă în alegerea unei profesii permanente, de preferință selectând activități care nu sunt asociate cu un risc constant. Viața ta este deja destul de furtunoasă și plină de evenimente diferite. Experiența ta este foarte diferită de cea a majorității oamenilor. Un obstacol pe calea spre autodezvoltare poate fi frivolitatea sau neatenția excesivă. Trebuie să lucrezi pentru a te asigura că experiența dobândită trece de la stadiul cantitativ la calitativ, devenind înțelepciune. Este util să te angajezi în elaborarea teoretică a propriului sistem de valori și a proprii tale concepții despre lume sau a propriului tău sistem filosofic. Dezvoltarea ta spirituală este deosebită de importantă, trebuie să înveți cum să iei viața mai serios, să arunci mai puțină presiune de la o extremă la alta, să găsești o afacere permanentă pentru viața ta. Încearcă să-ți dai seama că trece obiective te deplasezi și dacă trebuie să continui pe calea aleasă. Poate că treci pe lângă ceva foarte important în această viață pentru tine, nu fă o greșeală pentru că nu va mai exista o a doua șansă. Direcționând calitățile spirituale într-o direcție creativă, vei depăși toate dificultățile și vei ajunge la punctul culminant al succesului. Ce cadouri ți se potrivesc? Alegerea unui cadou pentru tine este dificilă, deoarece reacția la el depinde de starea ta de spirit și este imposibil să o prezic, pentru că ce dispoziție vei avea, chiar tu nu știi. Dar pentru tine trebuie să dai în primul rând hrană imaginației și să fie astfel încât, lăsându-te singură, să-l poți admira sau să te bucuri de el cât de mult îți dorește inima. Te încântă ceva pufos, care curge, delicat aromat. Vei accepta cu recunoștință profundă o lucrare de artă, dar mai întâi cel care îți face darul este bine să afle atașamentele tale pentru a nu lovi clopotul greșit. Tema ta principală este un mister, trebuie să fie onorată cu daruri în daruri. Darul, înfășurat în tonuri de violet iridiscent și liliac, cu hârtia atârnată aproape de podea, împreună cu orhidee delicate din fire de argint, vor fi primite de tine cu uimire și încântare. Pe cutie merită făcută o inscripție sentimentală în numele dăruiri, de, de preferință în versuri. Acest lucru va spori efectul exclusivității pentru tine. O seară romantică cu lumânări și muzică clasică, o excursie de două-trei zile pe o coastă caldă, chiar și un coș de petale de trandafir pentru baie, acestea sunt cele mai binevenite cadouri pentru tine. Inteligentă prin natură, ești capabilă să apreciezi darul sub forma de bilete de teatru sau o filarmonică. Te încântă și obiecte confortabile? cum ar fi o pernă moale uriașă sub formă de jucărie și o cameră video profesională. Culoarea cadourilor poate fi diferită, dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde. Inel cu marim sau turcoaz este un cadou minunat. Este clar că toate recomandările sunt mai degrabă condiționate. Noi înșine ar trebui să gândim ce dar este mai bine să o prezentăm celor dragi, iar stelele doar ne vor ajuta. Acest este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.